colegul nostru Fabian s-a lăsat de fotbal pentru că și-a dat seama că mai bine se apucă de, de un sport la care să câștige cu siguranță gloria. Doamnelor și domnilor, îl vedeți, el se pregătește pentru gimnastică pentru că nu știați. Mâine este ziua de naștere a iubitei noastre, Nadia Comăneci, și poi mâine a lui Fabian. Da. Deci ei acum ca și cum ar fi legați, înțelegi? Da. Este ca o bârnă pe care el face fâlfâl, așa, mă înțelegeți, între ziua celebrei Nadia Comăneci și ziua omniprezentului Fabian, da. Care duminică ce faci? Duminică e cu prieteni, cu familia aici să sărbătorim că încă un an mai de viața, sănătos, bucuros, plin de energie, da. Pozitivism, așa. Bravo. Dar nu știu, paralele, bare, nu știu ce să fac. Da, nu-i ce fel de problemă. Așa, ia. Asta e de... Ia, una, două, trei și... Hai că începe bine, doamnelor. Gimnastică? Așa, și mai degrabă bune maniere decât gimnastică. Doamnelor și domnilor, Fabian foarte talentat. La mulți ani, însă, uite împreună. Grazie. La mulți ani, Nadia Comăneci. Foarte frumos. Acum însă avem foarte mulți oameni care iubesc pe Nadia Comăneci alături de noi. Nadia Comăneci, numai pentru dumneavoastră, în câteva minute, avem, iată, alături de noi, ia să vedem pe cine avem. Avem doi mari campioni ai României care astăzi îi transmit toate cele bune Nadia Comăneci. Monica Roșu, o moștenitoare a celebrului exemplu de viață Nadia Comăneci, și Marian Drăgulescu, marele campion al gimnasticii românești, o legendă, împreună astăzi cu noi pentru a-i spune la mulți ani Nadiei. Salut, Marian! Brancu e aici. Te pup, Marian, te văd. Până atunci vreau să... Salut, Cristi. Bun, acum împreună suntem pentru Nadia Comăneci. O să rog pe Monica să-i dea primul mesaj și o amintire frumoasă cu Nadia de zi. Mâine este aniversarea Nadiei Comăneci, o vârstă foarte frumoasă. O să vedeți cine și cum petreci. Monica, te rog. Bună seara. Ce pot să spun? Aș vrea să spun foarte multe, că mă rezum la a-i spune la mulți ani, că va rămâne mereu sufletul meu. Datorită ei, probabil că am ajuns la gimnastică și mă bucur de performanțele pe care le-am reușit și mă bucur că inspiră atât de mulți copii. Îi doresc să fie sănătoasă, să se bucure de tot ce se întâmplă în jurul ei și abia aștept să o revăd, pentru că nu am mai revăzut-o de ceva timp. E adevărat, Nadia Comăneci, ca orice star de calibrul ei, călătorește peste tot în lume. O să vedeți exact când și cum s-a sărbătorit, că nu e așa simplu cu programul ei. Pe de altă parte, îl avem aici pe Marian Drăgulescu, din careul de aș al gimnasticii românești. Cumva nu vă mai aud. Mă mai auzi, Marian? Mă auzi? 2-10? Da, da. Acum da. Marian, suntem aici împreună pentru Nadia. Te rog frumos să-mi spui ce îi spui Nadiei Comăneci de ziua ei și o întâlnire cu ea, o amintire frumoasă. Măi, îi urez un călduros la mulți ani. Sper să rămână aceeași persoană care inspiră sportivii și inspiră oamenii în general. M-a inspirat și pe mine, în continuare mă inspiră și mă gândesc că în momentul de față sunt antrenor și iată că m-a inspirat legat de faptul că i-a dat mai departe din cunoștințele în gimnastică și a creat propria academie și iată-mă și pe mine urmându-i exemplul Nadiei. Și eu în curând îmi voi deschide propria academie de gimnastică. Bravo, Marian! Și e un model, pentru mine e o inspirație, o inspirație continuă. Mă bucur că, nu știu, sunt din aceeași țară cu ea, din România. Mă bucur că și eu am, datorită ei mi-am dorit și eu să ajung cât mai departe. Îi urez să rămână prietenoasă în continuare, mă înțeleg foarte bine cu ea, să rămână în continuare un model pentru noi toți. Nadia, și să ai parte de tot ceea ce-ți dorești. Așa este, Marian, mai rămâi alături de noi până când vom avea un alt la mulți ani pentru Nadia Comăneci și Nadia Comăneci va vorbi imediat pentru voi. Monica, ai fi avut vreodată curajul Nadiei Comăneci, care în vremuri de dictatură a ales să efectiv să părăsească România pentru a-și câștiga libertatea, în ciuda faptului că era aici, era respectată, dar nu putea să trăiască așa cum și-ar fi dorit. Ce curaj și ce exemplu de viață!
E greu să mă pun în pielea ei. Probabil că, da, fiind sportiv, trebuie să ai curajul la tine să faci toate acele elemente și să reziști în sala de gimnastică. Astfel că, probabil că, cu siguranță aș fi avut curajul să plec. De fapt, nu că mă bucur. Ea este un exemplu și un om care mereu a avut ambiție și curaj să facă lucrurile pe care și le-a dorit, să-i fie bine, chiar dacă probabil în sufletul ei și-ar fi dorit foarte mult să rămână în țara ei natală, dar America a adoptat-o, e țara a doua, e țara în care lumea o respectă și nu numai, tot globul pământesc o respectă, așa că trebuie să ne mândrim că o avem. Așa e. Și să ne uităm, să culegem așa cât de puțin din tot ce a făcut ea pe parcursul anilor. Așa e. Monica, Marian, să salutăm pentru că ce a însemnat pentru gimnastică Nadia Comăneci, a însemnat pentru tenis un alt om drag pentru Nadia Comăneci care intră acum în legătură telefonică cu noi și anume marele Ilie Năstase. Bună ziua, maestre! La mulți ani pentru sora mea mai mică. Asta vreau să spun, Ilie Năstase, într-o manieră inconfundabilă. De ce este Nadia sora mai mică a lui Ilie Năstase? Mai nu, ne cunoaștem de foarte mult timp. Ea cred că avea 12-13 ani când a venit la mine cu... Atunci era ministrul sportului, domnul Bragnea. Așa. Și i-am spus în fața, bine, venise și cu securistul după el, și i-am spus, Nadia, tu trebuie să fugi în România. Și a făcut-o până la urmă, m-a ascultat. Prin urmare, s-ar putea spune că sfatul lui Ilie Năstase poate că a fost un pic acolo, a dus un plus de convingere pentru Nadia ca să aleagă libertatea, nu? Bă, eu spune, știam că era și, în timpul ăla era Olga Corbu, țin mintea o rusaică, și ăștia rușii o trimiteau peste tot, prin Japonia, pe unde... Și știu că îi rămâneau și eu niște bani. Mă trimiteam pe Nadia și de ce îi dădeam? Un ursuleț de pluș. Asta îmi făceam noi. Și m-am gândit că ea merită și ea acești bani, că sunt câștigați de ea oricum. Da. După aceea, de-a lungul anilor ați colaborat, ați fost împreună în diverse campanii. Cum este Nadia Comăneci dincolo de excelența ei sportivă? Tocmai pentru că e soră mai mică, fratele mai mare știe sigur. Da. E ca locuie simplă, este foarte cu toată lumea. Deci, de la ăla mic de 4-5 ani până la cel mai în vârstă, ea la fel se comportă cu toată lumea și este foarte... Adică e cu picioarele pe pământ, să spune la noi, și nu se dă mare vedetă. Bineînțeles că ea este o vedetă, dar nu o spune. Ea o spune oamenii și o tot mai bine. O ultimă întrebare, domnule Năstase, cu mulțumiri pentru că ne-am auzit. Dacă v-ați vedea mâine cu Nadia Comăneci, undeva pe un meridian al planetei, acolo unde vă puteți circula oricând în calitate de superstaruri, ce i-ați spune și cum ați întâmpina-o? Și cum ați pupa-o și ce ați face? Eu i-aș spune un banc. Ea e obișnuită cu bancurile mele. Așa. Rude tot timpul la bancurile mele. Ne simțim bine împreună și... pe unde mergem și da, nu avem probleme. Suntem foarte buni prieteni de atâta timp și ne înțelegem foarte bine și cu soția mea, cu Ioana, foarte bună prietenă. Deci suntem o familie așa. E foarte frumos ceea ce auzim, doamnelor și domnilor, prin urmare, pentru Nadia Comăneci din partea lui Ilie Năstase, un la mulți ani și un banc bun, cum Ilie Năstase știe să spună. Bine. Mulțumim bine. Foarte mult, a fost Ilie Năstase. Cu drag, pupăm. Ilie Năstase, doamnelor și domnilor, imediat și alți mari campioni alături de noi. Marian deja este acolo în activitate. Marian. Ne avem antrenament, da. Așa, cum este? Ne pregătim de competiție. Bun, am putea spune că așa cum copiii și fetele și-au dorit precum Monica să fie Nadia Comăneci, băieții ar putea să-și dorească să fie Drăgulescu, nu? Bineînțeles că sunt și eu recunoscător pentru toate rezultatele pe care le-am obținut în gimnastică și știu că sunt și am fost modelul foarte multor gimnaști și sportivi, nu numai de la noi din țară, cât și de afară. Sper în continuare să inspir prin ceea ce fac, prin ceea ce promovez, sportul în general și gimnastica. În continuare mă uit la competiții și mă bucur foarte mult atunci când
se comentează la sărituri, cel puțin legat de săritura pe care am inventat-o, săritura Drăgulescu. Chiar acum au fost și campionatele mondiale de gimnastică, unde cel care a câștigat medalia de aur la campionatul mondial a făcut săritura Drăgulescu și nu mă face decât să mă simt recunoscător și mândru pentru ceea ce am realizat în gimnastică. Mai am o întrebare pentru voi doi. Dar nu e despre mine, e despre Nadia. La mulți ani, Nadia, te la mulți ani. Imediat am o întrebare pentru, o ultimă întrebare pentru Monica și pentru Marian, dar Larisa, Larisa Iordache are un mesaj pentru Nadia Comăneci, care imediat are ceva bun pentru voi. Ia vedem, Larisa. La mulți ani, cu multă sănătate și tot ce vă doriți, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în fiecare moment dificil al meu și al carierei mele și sper din suflet că într-o zi să devin un om așa frumos ca dumneavoastră. Foarte frumos, doamnelor și domnilor, încercăm să mai luăm legătura cu o mare campioană. Toată lumea este încă în activitate, este vineri, pe de altă o să avem și alte lucruri de spus. Pe de altă parte, Monica, Marian, o ultimă întrebare. Gimnastica a pornit către stele odată cu Nadia, a continuat cu voi, a mers și cu Larisa. Acum nu mai suntem. Ce ar trebui să facem sau ce ar trebui să se întâmple astfel nou acolo unde am fost mereu? Monica. Cred că foarte multe. Deci, e destul de silver proiecte care am făcut pentru că asistăm la momentele acestea în care gimnastica românească, așa, la campionatele importante, lipsește. Dar am încredere cumva, nu știu în ce, în stele. Am încredere că vor apărea acele fete care ne vor scoate din nou la liman, ne vor așeza așa cumva unde este locul nostru pe plan mondial, unde am fost obișnuiți până acum să câștigăm medalii, să fim mândri că gimnastica e în primii 8 din lume. Cred că avem nevoie de încredere, de oameni care, într-adevăr, sunt dedicați. Da. Și pun așa umăr de la umăr, fiecare, să dea tot ce e mai bun și tot ce știe pentru a reuși să scoatem gimnastica din impas. Da. Dragă Monica, dragă Marian, acum pentru dumneavoastră, de ziua ei, vorbește chiar în exclusivitate Nadia Comăneci. Vă mulțumesc pentru urările frumoase de la mulți ani. Eu vă doresc multă sănătate. Un mesaj foarte frumos, special pentru emisiunea noastră. Prin urmare, încor Monica, Marian, să spunem la mulți ani, Nadia. La mulți ani, o pupăm și o iubim. Mulțumesc foarte mult, Mariane. Spor la treabă. Foarte. Numai bine, mersi, spor și vouă. Spor și nouă, doamnelor și domnilor. Repede să vedem, acum cred că avem și o piesă dedicată special pentru Nadia Comăneci. Cristina Vasio este alături de noi. Bună seara, Cristian. Am înțeles că ai filmat într-un avion cu privat, cum și Nadia Comăneci își poate permite. Așa este, da. În primul rând, la mulți ani, Nadia. Mă bucur tare mult că e o ocazie atât de specială și am venit astăzi în emisiunea ta cu noua piesă, Lângă altcineva se numește. Într-adevăr, am filmat în aeroportul din Băneasa. Cred că avem voie să zicem, nu? Da, aeroportul din Băneasa e al poporului, avem într-un voie. Într-un avion privat, cu multe zerouri, așa e valoarea lui, așa am aflat de la un pilot foarte talentat. A fost o experiență drăguță, unică pentru mine, ce-i drept. Am mai fost cu avionul, dar nu cu un avion atât de scump și nu privat și, mă rog, nu în condițiile în care am și filmat un videoclip. S-a muncit ceva acolo, a ieșit foarte frumos și suntem tare mândri de piesa asta care e acum în promovare, suntem la a treia, a patra emisiune la tine. Foarte frumos, doamnelor și domnilor! Ce drăguț! Uite, am venit cu mâna goală, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Pregătim așa repede pentru Nadia, că este o zi foarte specială și păstrez o bucătică, foarte bine. Pentru mine. Doamnelor și domnilor, petrecerea începe cu Fabian. Imediat va cânta Cristina Vasiu pentru Nadia Comăneci. Am o doamnă minunată de la Constanța pe care familia mea o iubește. E vorba despre doamna Ana Andron, care a cărui zi de naștere este acum în weekend. Vă pupăm, doamnă, sunteți absolut extraordinară. Aș vrea să împrumutăm din tinerețea dumneavoastră la o vârstă foarte, foarte onorabilă. Avem o piesă foarte frumoasă. La mulți ani, Nadia, la mulți ani, doamna Andron, la mulți ani, Cristina. La mulți ani, Cristian. Te așteptăm de sărbători în continuare, doamnelor și domnilor, pentru toți cei care poartă acest nume de campion și de star, Cristina Vasiu. Mulțumesc!